Gata. Difuzoarele lumii s-au oprit din cântat. Nu din lipsă de spațiu sau program adecvat. Și ecranele toate au o pauză scurtă. Va urma în curând știrea ultimă, cruntă. De la Centrul General Astronomic se transmite. Peste câteva ore vor fi semne cumplite. Sateliții emit către radare jos repetate semnale că un corp luminos se îndreaptă direct către al nostru pământ cu viteză mai mare ca lumina arzând. Nu e timp pentru sfaturi, doar apeluri se fac la unități de elită pentru contraatac. Intercepția se face către zona centrală dintre constelația Orion și Steaua Regală. Paralaxa lansatoarelor de ziua și noapte să formeze unghiul minim între 0 și 7. Este panică în inimi, nu mai e veselie, groaza morții și aprinde nedorita făclie. Continentele își îndreaptă strategiile stelare după ghidajul mondial de interceptare. Acum totul e gata, se așteaptă comandă, niște calcule fulger întocmesc o dovadă. Arsenalul de luptă existent în dotare va produce prin impact cu tremur la plecare, iar statistica gradului general de erori ne prezintă o cifră ce inspiră fior. Matematic se arată că nu este scăpare sub presiunea vitezei incredibil de mare. Chiar mai multe planete sub pământ așezate din asemenea corp tot orbit fulberate. Din concluzia sumbră rezultată firesc, o planetă pălește sub stindar domenesc. Sub teroare crescândă se așteaptă sfârșit, se imploră și sfinți, Dumnezeu nu-i găsit. Se mai speră în greșeli, însă foarte puțin, fiindcă semnele groazei îmbolzindu-se vin. Se aude un vuiet și pe cer e o pată, se apropie mult, ce întâmplare ciudată. Milioane de oameni înspăimântați și tăcuți recunosc acest semn, dar se îndreaptă spre munți. Alții fac rugăciuni la pământ și la stânci și tot caută loc în prăpăstii adânci. Însă unii, puțini, și-au ales calea dreaptă, prin furtuni de lumini pe Iisus îl așteaptă. Ei au dat mărturie la o lume ce piere, ei au fost și vor fi pentru cer o avere. Omenire înșelată de antichrist și de papă, prea târziu adevărul lângă tine se adapă. Mai ai clipe de viață, unde ți-e răzvrătirea? Ai ucis pe creștin dovedindu-ți iubirea. N-ai crezut în acela ce ți-a pus temelie, ți-ai respins adevărul, l-ai ascuns pe vecie. Atmosfera trosnește și se rupe, se pierde, se apropie Domnul, lumea întreagă îl vede. Se apropie mult, îngeri mii se zăresc, pe pământ undeva din mormânt se trezesc cei ce atunci de demult au străpuns pe Hristos, ca să-l vadă acum, încoronat, glorios. La vederea aceasta și-au dat seama de plin că au ucis pe acela ce a fost om și divin. Urlă lumea în durere părjolită în văpăi, strălucește Hristos și acopere văi. Fierb oceane și mări de așa strălucire, doar cei drepți ce la doră au primit întărire. Drepții ies din morminte liberați de păcat și împreună cu viii către cer au plecat, cu priviri spre înapoi la pământul iubit, către care universul cu uimire a privit, se înalță o lume cu al ei împărat, la măreața cetate, la divinul palat. Un mileniu, odihnă bătrâne pământ, va fi sabatul tău cât vei fi refăcut. Pregătiri se vor face și prin foc curățire, se va șterge păcat, se va naște iubire. Rădăcină și ram din cei răi se vor duce, va rămâne din ei doar însemnul din cruce. Capital în infinit va fi pământul cel nou, cu al ei Ierusalim și un imens curcubeu. Difuzoarele lumii s-au oprit din cântat, nu din lipsă de spațiu sau program adecvat, și ecranele toate au o pauză scurtă. Va urma în curând știrea ultimă, cruntă,